Dragi prieteni, dragi colegi, sunt Doru Căstăian, profesor metodist la Casa Corpului Didactic din Galați și, cum am spus, să nu plec în vacanță și să nu vă las să plecați în vacanță fără câteva recomandări de lectură, dați-mi voie să vă prezint câteva dintre titlurile care mie mi s-au părut remarcabile și cred că ar sta bine în lista de lecturi a unui profesor în această vacanță de vară. Pentru că omul e dator să se distreze și în alte feluri, nu v-am ales mai mult de 5 titluri care nu sunt strict din domeniul pedagogiei, veți vedea imediat, dar care cred eu că ar fi tare bune pentru a fi citite de profesori. În primul rând, n-aș fi putut să trec peste reeditarea acestei cărți absolut fabuloase, Timothy Snyder, Tărâmul Morții, Europa între Hitler și Stalin. Este o prezentare extrem de atractivă, extrem de empatică și extrem de profundă a Europei în timpul celor două mari dictaturi, puțin înainte, puțin după terminarea celui de-al doilea război mondial. E o carte pe care o recomand în special profesorilor de istorie, dar pe care o recomand în aceeași măsură profesorilor de educație socială și, de ce nu, profesorilor de filozofie, profesorilor de literatură în egală măsură. În al doilea rând, o carte care nu se adresează doar profesorilor de filozofie, este Filozofia ca mod de viață a lui Cristian Iftode, o carte ceva mai veche, de fapt destul de veche, dar reeditată foarte recent de către editura 3 cu adăugiri din partea autorului. Filozofia ca mod de viață e o carte despre puterea formatoare a filozofiei și e o carte care se adresează deopotrivă specialiștilor și profanilor, scrisă într-un limbaj simplu, ofertant, atașant. Cartea cu siguranță că va fi o plăcere pentru orice intelectual angajat și pentru orice profesor. Iarăși, o recomandare care merge în principal către profesorii de istorie, însă nu numai, este extrem de originală, inedita istorie genetică incompletă a poporului român, pe care o scrie Mihai Netea, membru al Academiei Regale a Olandei, câștigător al Premiului Spinoza, o carte extrem de clară, o carte extrem de frumoasă, de bine scrisă, pasionantă de-a dreptul, care merge foarte adânc în istorie până la primele populații paleolitice și primele exemplare de Homo sapiens modern, arătându-ne în felul acesta care ne sunt rădăcinile adânci în istoria speciei. E o carte care poate aduce multă lumină și o perspectivă foarte interesantă asupra istoriei românilor, așa cum n-ați mai văzut-o până acum. O carte ceva mai ambițioasă, pe care totuși o recomand cu foarte multă convingere tuturor celor interesați de pedagogie, este Terapia dorinței, teorie și practică în etica elenistică a Martei Nussbaum, o carte pe care o recomand atât profesorilor și pasionaților de filozofie, dar pe care o recomand în deosebi tuturor celor pasionați de pedagogie, pentru că autoarea se apleacă extrem de atent, de analitic și de aplicat, aș spune, asupra elementelor de pedagogie pe care le regăsim în școlile elenistice. Veți fi, probabil ca și mine, absolut surprinși de modernitatea, dacă îi pot spune așa, multora dintre ideile pedagogice ale Antichității, așa cum probabil veți fi destul de surprins să descoperiți, să observați faptul că multe prezumtive invenții ale pedagogiei, de aia sunt de fapt idei extrem de vechi. Închei cu un nou volum coordonat de Elena Bonchiș, Plictiseala la copii și adolescenți, o carte care vine mai specific spre zona psihologiei tânărului, psihologiei infantile și a pedagogiei, după foarte interesantul volum dedicat generației Z, coordonat de asemenea de Elena Bonchiș,
Plictiseala la copii și adolescenți, o perspectivă psihologică, e de asemenea o carte care cred că trebuie să treacă pe sub ochii celor pasionați de pedagogie și interesați de pedagogie. Nu cred că se exclud cele două posturi. Eu vă mulțumesc, vă urez lectură plăcută și să ne vedem cu toții sănătoși în toamnă, când va fi să începem un nou an școlar. La revedere!